Utilizarea detergenților se pare că dăunează sănătății celor care intră în contact cu substanțele și există o serie de boli asociate cu acestea. Astmul, afecțiuni ale pielii sau boli alergenice, toate pot fi cauzate de astfel de substanțe nocive. Pe de altă parte, în procesul de spălare a mașinilor automate, timpul de limpezire a rufelor este extrem de scurt și astfel nu poate fi eliminat în totalitate detergentul folosit. În contextul actual, prețul este unul dintre factorii decisive atunci când oamenii cumpără detergent fără a ține cont de conținutul produsului. După ce criteriu? Să mă uit să fie mai bun și mai mare. După calitate. În primul rând calitatea și după aceea cantitatea. Pentru bebele meu folosesc detergent special pentru bebeluși, iar pentru noi diferit. Și criteriul este ăla conform căruia să spele. O alternativă la detergenții comuni reprezintă utilizarea produselor bio, care însă sunt mai scumpe decât cele normale. Totodată este bine să clătiți rufele de mai multe ori până când sunteți siguri că produsul de spălat a fost înlăturat eficient.